Deci, astăzi avem un text al Evangheliei care relatează despre puterea celui rău care locuia în om. Nu ne spune nimeni cum a intrat diavolul în om. Dar acești oameni, acești doi oameni, când l-au văzut pe Iisus, i-au zis: ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici înainte de vreme, m-a trebuit cu tine la acest aspect. Nu a fost din carne în atingere omului acelui, sau fiul oameni. A vorbit Duhul cel rău din el. Ai venit aici înainte de vreme, adică nu a venit judecata de acolo. Mai este până la judecata de acolo. Pentru că diavolul este îngăduit să se apropie de om, de trupul lui, să-i facă rău, nu bine. Nu se poate atinge de sufletul lui. Dar îl face nenorocit de om. Pe el și pe cei din jurul. Dar se teme de om. Că spune Sfântul Iacob: și demonii cred și se cutremură. De ce? Pentru că atunci când au zis: ai venit aici înainte de vreme, l-au descoperit, l-au văzut, îl spuneau că este Fiul lui Dumnezeu. Mântuiește Dumnezeu de poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. O să îngăduiți câteva clipe, să facem o rugăciune de mulțumire și apoi o să înțelegeți de ce am spus că este o aniversare. Slavă Sfinte, cele de ofițe, de viață, băgătoare și de sfântite, Hristos, de una acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm.
Duhovnicească primească și o primire în Sfântul cel mai presus de ceruri și Duhovnicescul Sfântul Sfântului, mulțumirea și credinea noastră de-a Sfânt, a nevrednicilor rogilor Tăi și cu îndurare să ne miliască pe noi, Domnului să ne rugăm. Pe care o aducem cu inimă smerită, pentru facerile de bine ce le-am primit de la Dânsul, și ca o tămâie cu bun miros, și ca o apere de tot bine primită pe fie Lui, Domnului să ne rugăm. Și pe rogul Dumnezeu, preotul Vasile, fratele nostru și familia lui, și pe noi toți, de tot necazul, mânia, nevoia și mentia, nevăzmat și văzut și nevăzut, și cu sănătate, cu lungime de zile, pace, și cu ocrotirea Dumnezeu, Sfântul de-auna se îngrădească, pe robitei Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, miluiește, și ne mântuiește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pentru Vasile și familia Lui, și ca Lui Dumnezeu să-L cerție mărire, și cu Hristă, zică, nu-i părește și toate nevoile. Pe rogul meu și ca un Sfinti Dumnezeu, și dorințe de toată vesturoși, cu trăminte de rugăția mine, și ne pluiește. Doamne, miluiește! Cum mai ascultat, Dumnezeu, din mine, rugăție, rogul de Ioane, le-a lăsat lor mai tare de Ioane, asta rugam cum la inițiere de Sfântului cu vederea, împlinește de mărirea ta toată cu mine vorbita credincioșilor rogilor tăi, s-a dat despre noi toți, și la ta rugați cu vederea creștinile noastre, rugăm-ne fii auzile și ne miluiește. Grață fie primită să fie cu tot bunurile stăpâne, Doamne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale, și trimite totdeauna ca un îndurat rogilor să-i dilatați, rogați pânturile tale și slovește robii tăi, de face noi sterzile văzuturilor și nevăzuturilor vrăjmași, de ei biserica ta cea sfântă, orașul la acesta și de tot poporul tău, dăruim tuturor sănătate, lungime de zile, sporire în toate faptele cele bune, întru tot îndurate, împărate, ajunsite, și de grav ne miluiește. Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor mațiilor pământului și a celor ce suntem mari de față. Și milostive, Doamne, fii mult milostiv pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Doamne, miluiește! Milostiv, iubitor de vară, Dumnezeu e stimă, celor Tatălui și Fiului Sfântului, doar atunci pururea și în vecii vecii lor. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și vine de oameni adânc neajunsă,
la ta slavă să sunt cu frică și tremur, ca niște robi netrebnici cu milința Dumnezeia cu Dumnezeie bunătățitare. Pentru mine faptului ce-au fost stați la rogurilor tăi pe unul vasului cu familia ta și ca pe Domnul să vezi cu mine păcătorul de slăvim, îl cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurată așa și satanilor și divin, ca pe cum ai bine voi dat în iată rugăciunile rogurilor tăi și cu milostivirii ai împredicit alicentini cererile, așa și de acum înainte îmbrățișește ea în părinți dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, sunt toate faptele cele bune, s-a dobândit ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i și scapă de toate leaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne îmbrățișește pe toți totdeauna cu mulțumirea aduce cele prea bune a grei și a cântat celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum se pururea și în vecii vecilor. Pentru n-am prea Sfințitul și de Dumnezeu iubitorul arhiepiscopul nostru Evtimie, prea Sfințitul Ioachim Văcăvan, dă-ne, Doamne, zile de rugate, bună scolire într-o dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în povățuitoarea turmei celei cuvântătoare pe care am mântuit și îi păzește într-o multare. Pretutindeni cărmuitorilor sărinoase, mai marilor, orașilor, statelor iubitoare de Hristosoas, dă-ne, Doamne, zile bune, îndelungată, cu viață, pașnică, sănătate, mântuire, într-o toată bună sporire, iar asupra vrăjmașilor, biruință, și-i păzește într-o multani. Și familiei tale și celor ce sunt de față, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace, sănătate, în toate bună sporire, și-i păzește într-o multă. Și mă gândeam în timpul Sfintei Liturghii la cuvântul Părintelui Vasile, deși este o duminică cerească cu Sfânta Liturghie, are o emoție deosebită astăzi. Și ce lucru? Pentru că împlinește un număr de ani. Dar m-am bucurat mult că acest cuvânt care o emoție. Și această emoție vine din bucurie, că
pentru că dacă se gândește la realizările vieții lui și ce i-a dăruit lui Dumnezeu, se vede împlinit definitiv, pentru că i-a dăruit Dumnezeu o familie frumoasă, cu un fiu care, iată, acum are motive admiterii la teologie și pentru aceasta cred că este cea mai mare bucurie și fericire a familiei, ca de altfel la Părintele Pătrăuceanu, din punctul acesta de vedere, sunt doi preoți împliniți cu copii sănătoși, cu nepoți, Părintele Pătrăuceanu este de plin încântat și mulțumit de acest lucru și iată Părintele Vasile urmează pe preotul duhovnic. Din punct de vedere spiritual, ce plinire mai mare are aici venit la biserică, de duminică până duminică, aici este slujitor al lui Hristos, slujitor oamenilor, și cum spune Iisus Hristos, dacă ne face bine acestor mai mici ai mei, mie mi-a făcut. Și iată să spun în felul acesta, Părintele Vasile s-a făcut prietenul lui Hristos prin tot ceea ce dăvârșește pentru dumneavoastră. A ridicat o biserică și mă-mi place să spun, a ridicat sute și mii de biserici în sufletele dumneavoastră, celor care îl însoțiți, sunteți aproape de el, la fiecare sufletele dumneavoastră și iată și la acest ceas aniversar. Părinte, frate, Hristos, cel care ne împărtășit în același copil de mai bine de 2 ani, îți doresc sincer un la mulți ani și realizări frumoase mai din parohie, să facă și fiul, să vedem că este o treabă. Mulți ani! Dar prindu-ți părinți, veniți credincioși. Anul trecut a trecut ca ziua de ieri, ziua din iulie, când părintele împlinea să schimba prefixul. A trecut zic ca ziua de ieri și iată de din nou astăzi adunat pentru că ne-am adus aminte să-l serbăm din nou de fratele Vasile, cum ne numim noi creștini, sunt preoți, fratele Vasile, să-i aducem laude și bucurie la acest copac aniversar, când am mai trecut un an de la acea zi. Făceam atunci legătura, mi-aduceam aminte pe drum, oare ce am zis eu atunci? Și făceam legătura și mi-am adus aminte că legam ziua de sărbătoare a Părintelui cu florile și cu sărbătorile, zicând atunci că sunt multe zilele anului, sunt multe și florile câmpului. Sunt flori între flori, de pe ce am dus atunci, sunt flori între flori, sunt și zile între zile, sunt flori frumoase și mirositoare, sunt flori de viață, și căutați, sunt și zile binecuvântate de Dumnezeu, alese, adăcătoare de mântuire. Cum e la Părintele ziua de naștere și împlinirea a tuturor ani, nu mai spun eu ca frate dumneavoastră, 51 de ani, dar lui Părintele s-a trecut ca ziua de ieri mai repede încă o dată, sunt zile binecuvântate când cei scumpi, dragi prieteni, apropiați, rude, cunoscuți, când sunt fericite, mulți nu vin cu mâna goală, aduc și o sticlă de ceea de vin bun, care înveselește și schimbă mintea omului. Am venit și de data aceasta să-l îmbrățișăm cu părintele, să fim alături de el, să-i arătăm că a fost primit de Dumnezeu cu pământ să fie preot, să fie slujitor al lui Dumnezeu. E greu să fie astăzi preot. Credeam noi înainte de 89 că dacă vine democrația, scăpăm cu cei care strigau după noi, mai mulți în drag. Credeam noi atunci că în democrație va fi cu totul, cu totul aparte, ca altfel, cum a fost înainte de război. Când preotul și învățătorul în sat, erau ei cine erau. Astăzi mulțumim lui Dumnezeu. E bine să așa ferească Dumnezeu și mai rău. Dar
democrația a adus și schimbarea minții, schimbarea omului. Sfântul Părinte, Sfântul Părinte, spune o vorbă, mă multă pe mult, nu trebuie să spunem că multe vorbe și puține vorbe, dar s-au îndestat. Ori la acest moment aniversar a Sfântului Părinte, s-au spus vorbe frumoase, a spus Părintele Constantin de la Pădăruceanu, a vorbit despre preoții, despre misiunea Părintelui, a preoțului în general și misiunea dumneavoastră ca și credincioși, ca păstoriți. Este un moment, cum spuneam, aniversar, un moment de aniversare a zilei nașterea Părintelui și ziua numelui, dar ziua numelui este la 1 ianuarie. Aceste momente aniversare ne aduc nouă aminte de faptul că suntem trecători pe pământul acesta și dacă suntem trecători trebuie să ne încălzim viața așa cum trebuie, pentru că aceasta este viața scurtă cât este ea de la de Dumnezeu, trebuie să ne încălzim în așa fel încât atunci când vom trece putem da un răspuns bun și să spunem ceea ce am făcut noi bine să oferească Dumnezeu în viața asta. Dar Părintele este Cel care vechează la sufletul dumneavoastră, Părintele și Părintele la această biserică și nu întâmplător, Domnul Hristos spune că preotul trebuie să fie înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Blândețea aceasta a Părintelui, înțelepciunea Lui și mai ales chituința Lui în ceea ce a făcut El, discernământul pe care îl are în tot ceea ce a făcut, în primul rând, în părinția Bisericii Sfântului dumneavoastră, este la Dumnezeu. Pentru că a avea discernământ, spun și Sfinții Părinți, despre tot omul trebuie să aibă discernământ și să distingă binele de rău, să-și dea seama și să învețe pe oameni, pe păstoriții dumneavoastră, așa cum trebuie și mai ales că trebuie să aibă conștiință treabă. O, Părintele, o are și mai ales aș aminti eu faptele pe care le fac El, în special faptele de milostenie, fapte pe care trebuie să le facem cu toții, pentru că ne rămâne la întreba cât de mult am văzut și cât bine am văzut aproapele nostru. Voi, Părintele, v-ați reacționat lucrul acesta și faptul că El a construit la asemenea biserică frumoasă, tot Dumnezeu l-a lângurit. V-a dat asemenea păstor, asemenea preot, care, cum spuneam, Dumnezeu l-a lângurit aici, pronia lui Dumnezeu, purtarea de grijă, ca asta înseamnă pronia lui Dumnezeu, purtarea de grijă, al lui Dumnezeu, Părintele va crea și pe aici a făcut această biserică. Chiar dacă alții poate n-au vrut să facă biserica aici în cartierul Mâncipăresc, iată ce s-a făcut și Părintele a fost în care a făcut. Să l-a ascultat cu Părintele, să-l iubiți cu Părintele și mai ales să faceți ceea ce El vă va învăța, să-l ascultați și atunci când sunt probleme, dar și oricând și toate zilele dumneavoastră. La mulți ani, Părintele Vasile, și Părinte Liviu, să fiți sănători și să păstoriți, să păstoriți toții turma lui Hristos, cu Dumnezeu, oamenii pe care am întâlnit. Dumnezeu să vă arăt, să vă iubim, să vă iubim, să vă iubim, să fie viața numai lumină, ca lumină, să ne nuim, pentru credință și mântuire la mulți ani să trăim. La mulți ani fericit.